Economia Egiptului antic a fost organizată la nivel central și strict controlată de stat. Statul, pe lângă domeniile care îi aparțineau direct, cele ale palatului sau indirect, cele ale templelor, administra, controla și repartiza atât mijloacele de producție, cât și bunurile de consum. Economia avea un caracter de consum, adică se producea atât cât era necesar pentru întreținerea casei regale și pentru traiul supușilor. Nu exista o tendință de a dezvolta economia și de a exporta produse. Totuși existau și unele surplusuri ce se exportau, cereale, țesături, pește, aur și papirus. Economia se baza în special pe munca oamenilor liberi, cultivatori, păstori și meșteșugari care asigurau cele necesare subzistenței și surplusurile menite schimbului. Munca sclavilor nu a avut o importanță semnificativă. Aceștia erau plătiți în natură. Agricultorii puteau deține mici suprafețe de teren, iar schimbul de bunuri, comerțul, era în întregime controlat de stat și se efectua pe baza de schimb în natură sau de troc. Economia monetară, nefiind cunoscută până în perioada târzie, se baza mai ales pe importuri de materii prime, în special metale, lemn, piatră de construcție, sticlă, dar egiptenii exportau mai ales cereale, țesături, pește, aur și papirus. Trocul consta în saci standard de cereale și unitatea de deben, o greutate de aproximativ 91 de grame de cupru sau argint. Lucrătorii erau plătiți în cereale, un muncitor simplu putând câștiga 5 saci cu cereale pe lună, în timp ce un șef de echipă putea câștiga 7 saci și jumătate cu cereale. Prețurile erau fixate în întreaga țară și înregistrate pe liste pentru a facilita tranzacționarea. De exemplu, un veșmânt costa 5 debeni din cupru, în timp ce o vacă costa 140 de debeni. Cerealele puteau fi schimbate cu alte produse conform listei prețurilor fixate. Din secolul 5 înainte de Hristos, moneda a fost introdusă în Egipt din străinătate, provenită de la greci și romani. Economia Egiptului antic a depins de condițiile naturale, care au fost în general favorabile. Bogăția solului era completată cu cea a subsolului. Existau resurse bogate de piatră, iar Egiptul își diversifica resursele și pe seama teritoriilor cucerite. Fiecare țară contropită era obligată să livreze produse meșteșugărești sau o parte din bogățiile ei naturale. Astfel, Etiopia furniza aur și fildeș, Palestina și Siria metale precum argint, plumb și cositor, precum și țesături și vopsele. Peninsula Sinai furniza minereuri, Nubia aur, iar Libanul lemnul de cedru. Agricultura. Baza economiei Egiptului era agricultura. Egiptenii sunt considerați ca fiind una dintre primele comunități care au practicat la scară largă agricultura. Egiptenii au profitat din plin de sistemul ciclic de inundații ale Nilului, ca urmare a ploilor torențiale și a topirii zăpezilor din munții Abisiniei, nivelul fluviului creștea continuu după data de 19 iulie, pentru ca apoi în septembrie să se retragă. Acest fenomen natural a fost esențial pentru prosperitatea agriculturii egiptene timp de milenii, deoarece apele revărsate ale fluviului purtau substanțe organice și minerale care fertilizau pământul. Din acest motiv, Herodot afirma că Nilul este darul Egiptului. Dar nu întotdeauna Nilul era benefic pentru egipteni. Revărsările prea mari erau destructive și puteau distruge canalele pentru irigare. Lipsa de inundații însemna un an de foamete pentru egipteni. În Egiptul antic, agricultura avea un caracter intensiv. Sisteme de irigare, tehnici de prelucrare mai eficiente în scopul obținerii unei recolte mai mari. Crearea sistemelor de irigație a început în a doua jumătate a mileniului 4 înainte de Hristos și a determinat mari succese în agricultură, și anume creșterea controlului asupra practicilor agricole, sporirea producției și extinderea terenurilor cultivate. Irigația le-a permis egiptenilor să folosească apele Nilului în diverse scopuri, ea fiind una dintre cele mai importante preocupări ale statului. Unificarea Egiptului a contribuit la progresul agriculturii, fiind luate măsuri pentru crearea unui sistem de irigație unitar pentru întreaga țară. Printre uneltele utilizate de egipteni se numără sapele, greblele, plugul pentru arat și secera din silex sau bronz pentru seceriș. Mai târziu, egiptenii au preluat cumpăna de la mesopotamieni, folosită la scoaterea apei din fluviu. În perioada persană, egiptenii utilizau sakias, dispozitive din lemn montate pe două roți, trase de un animal de povară ce scufundau găleți în fluviu și aruncau apa în canale. Gradul de dezvoltare a agriculturii a arătat și prin diversitatea plantelor cultivate: grâu, orz, struguri, smochini, pepeni verzi, măsline, rodii,
linte, năut, fasole, usturoiul, ceapa, ridichea, pătrunjelul și plante industriale precum inul și papirusul. Creșterea animalelor constituia o ocupație secundară. Egiptenii creșteau bovine, oi, porci, păsări și capre pentru hrană. Creșterea vitelor era răspândită mai mult în delta. În restul țării, terenul de pășunat era redus pentru a se lăsa cât mai mult loc agriculturii. Egiptenii foloseau măgari și boi pentru ararea câmpurilor și călcarea în picioare a semințelor din sol. Au practicat apicultura pentru a obține mierea, utilizată în alimentație ca îndulcitor, dar și în medicină ca medicament pentru prevenirea infecțiilor. În perioada în care nu aveau loc inundațiile, egiptenii pescuiau sau vânau. Fauna era extrem de variată. Se vânau îndeosebi hipopotami, lei în deșert, crocodil pe Nil. Egiptenii bogați dețineau un tip de bumerang pe care îl utilizau ca să vâneze rațele, struții sau ibișii. Egiptenii au încercat să îmblânzească alte animale, cum ar fi antilopa sau oryxul. Egiptenii au avut de furcă de-a lungul istoriei cu hipopotamii și crocodilii. Câinii, pisicile și maimuțele erau animale de companie comune, în timp ce animalele de companie mai exotice importate din inima Africii, cum ar fi leii, erau rezervate pentru nobili și curtea regală. Valea Nilului era numită Ținutul Negru, deoarece mâlul rămas după revărsare era negru. Respectiv, egiptenii au numit țara lor Kemet, care înseamnă neagră, opunând-o țării roșii, adică deșertului. Principalele meșteșuguri au fost prelucrarea lemnului, tâmplăria, a pietrei și a papirusului, olăritul, producerea sticlei, torsul și țesutul, tăbăcăria, prelucrarea pieilor, mineritul și metalurgia. Meșteșugurile aveau un caracter de consum, adică se producea atât cât era necesar pentru întreținerea casei regale și pentru existența supușilor. Totuși existau și unele surplusuri ce se exportau. Tâmplăria pentru construirea corăbilor și confecționarea mobilierului, a sicrielor și a altor obiecte, se întrebuința atât lemn indigen cât și mari cantități de lemn importat, cedru din munții Libanului. Totuși trebuie menționat faptul că cheresteaua nativă era în cea mai mare parte de slabă calitate și puteau fi tăiate numai scânduri scurte, fiindcă Egiptul nu avea nici păduri mari și nici mulți copaci înalți. Se prelucra lemn de salcâm, roșcovă, ienupăr, palmier, abanos, importat din Africa de Est, și cedru și pin din Liban. Prelucrarea pietrei. Deoarece marea bogăție a Egiptului erau carierele de piatră, gresie, granit, bazalt, calcar, diorit. Cioplitorii în piatră dețineau un rol deosebit. Pregătirea blocurilor de piatră necesare construcțiilor, pentru piramide de exemplu, a atins un nivel tehnic excepțional, deși se foloseau mijloace rudimentare de lucru. După despărțirea blocurilor din masiv, acestea erau trase pe sănii sau pe rulouri de lemn. Faraonul trimitea expediții alcătuite din mii de oameni pentru a aduce piatră mai rară din regiuni îndepărtate. În Egiptul de jos, papirusul constituia una din principalele materii prime. Acesta era folosit pentru a produce covoare, tămâie, sandale, plute și, nu în ultimul rând, materiale de scris. Olăritul. Necesitatea de a depozita alimentele a dus la dezvoltarea sacelor de fibre sau din piele, coșuri împletite și vase de ceramică. Lutul era utilizat și în alte scopuri, cărămizi, tacâmuri, statuete, ofrande funerare, bijuterii și jucării. Ceramica putea fi modelată și devenea nepieritoare prin ardere. Vasele și oalele de ceramică erau pictate și modelate apoi. Lămpile din ceramică erau utilizate pentru iluminare, fiind umplute cu ulei de măsline sau boabe de ricin, deasupra fiind un fitil care era aprins. Se producea sticla netransparentă din pastă care era folosită pentru producerea vaselor și bibelourilor mici care erau apreciate atât pe piața internă cât și pe piața externă. Torsul, țesutul și tăbăcăria. Climatul egiptean cu verile sale calde și iernile blânde favoriza îmbrăcămintea ușoară, sumară din fibre vegetale, deseori din in, ocazional de bumbac importat din India. Egiptenii știau să toarcă firele de cânepă, de in și din lână. Egiptenii erau renumiți în lumea antică pentru țesăturile lor din in. Lâna era folosită într-o măsură mai mică. Pieile de animale, precum cele de leopard, erau purtate de preoți și de faraoni. Producerea hainelor era rolul femeilor, pe care le țeseau la războaiele de țesut orizontale, fie la domiciliu, fie în ateliere de lucru conduse de nobili. Confecționau veșminte și pânze. Egiptenii confecționau sandale făcute din piele și legate cu două curele. Pentru faraon și nobil se confecționau sandale decorate. Egiptenii obțineau vopsele din plante sau din ocru pentru a-și decora hainele. Mineritul și metalurgia. În Egipt, metalurgia a fost mult mai înapoiată decât Mesopotamia. Egiptenii extrăgeau aur și cupru și granit. Plumbul era rareori folosit, iar argintul era un metal aproape inexistent pe teritoriul Egiptului, fiind întotdeauna importat.
În epoca regatului vechi, argintul era mult mai căutat și mai scump decât aurul. Puține au fost obiectele de argint depuse în morminte înainte de dinastia epocii regatului nou, dar după 1950, înaintea erei noastre, folosirea argintului a devenit mult mai frecventă. Bronzul și fierul au început să fie prelucrate mai târziu. În turnătorii și la foraje, turnătorii și făurarii lucrau folosind mijloace mult mai rudimentare decât cele din Orientul apropiat. Din minele aflate în regiunea munților Sinai se aduceau minereuri și pietre semiprețioase. Judecând numai după cantitatea, dar și după excepționala calitate a execuției obiectelor lucrate din aceste metale și pietre, numărul meșteșugarilor, argintari, bijutieri și șlefuitori trebuie să fi fost considerabil. În ceea ce privește bijuteriile, ornamentația era mai mult decât o chestiune de estetică. Prin alegerea unui anumit tip de bijuterie era scoasă în evidență averea, statutul social sau convingerile religioase. Diferențele de clase erau exprimate prin intermediul podoabelor, bijuteriilor, hainelor, perucilor sau produselor cosmetice. Pentru egipteanul obișnuit, bijuteriile reprezentau simboluri pentru protecție de boală sau un mijloc de a impresiona aproapele sau câștiga dragostea cuiva. Materialele folosite pentru producerea de ornamente erau variate: scoici, pietre, lut, bucăți de os, lemn, rășină și fildeș. Materialele artificiale s-au adăugat mai târziu la această listă. Metale cum ar fi cupru, bronz, aur, argint și mai rău, plumb și fier, faianță și sticlă în mai multe culori. Unele dintre materiale erau fie importate, fie extrase din mine și prelucrate cu mare cheltuială. Egiptenii produceau brățări din oase, fildeș și aur, nasturi cu suți pe haine, cu rol decorativ, cercei și piercing-uri purtate la lobii urechilor, fabricate din faianță, sticlă, aur sau fildeș. Se produceau coliere, un guler larg de aur purtat de către faraoni, conferită și demnitarilor merituoși, diademe, pectoral purtate pe piept cu amuletă protectoare, decorate cu scene religioase sau inscripționate cu vrăji ori pandantive purtate de sugari și copii mici. Casele nu cuprindeau un mobilier foarte mare. Majoritatea egiptenilor nu prea aveau multe bunuri, aveau doar câteva coșuri sau ulcioare ce erau pentru depozitarea alimentelor, deși nu puteau fi ținute rozătoare la distanță pentru mult timp și rogojini. Mesele erau rar utilizate, chiar și scribii cei mai bogați scriau pergamentele pe o placă de lemn ghemuiți pe podea. Multe case includeau câteva scaune mici, dar oamenii se așezau pur și simplu pe jos. Cei bogați dormeau în paturi din rame din lemn pe care erau prinse benzi din piele sau stofă. Cei săraci dormeau doar pe o saltea umplută cu paie sau lână așezată pe podea. Fotoliile cu perne sau taburetele erau rezervate pentru cei bogați. Cei bogați își păstrau ustensilele și bijuteriile lor în cufere de depozitare realizate din lemn, fildeș și alte materiale uneori vopsite sau împodobite altfel. Pisica a fost domesticită în Egipt fiind folosită pentru contracararea rozătoarelor. Majoritatea populației libere a Egiptului era reprezentată de producătorii liberi: țăranii, meșteșugarii, negustorii, păstorii, lucrătorii din mine și cariere. Dependența lor de stat și aristocrație se manifesta prin plata impozitelor, la care se adăuga obligația de a presta diferite munci și servicii. Țăranii cultivau cereale, țineau animale de casă, aveau grădini de legume și fructe, dar nu aveau voie să taie niciun pom fără aprobarea vizirului. Puneau în funcțiune irigațiile. Țăranii puteau să dețină și ei mici suprafețe de pământ. Existența meșteșugarilor era legată de viața urbană și de curtea monarhului. Proprietățile pe care le dețineau producătorii liberi, fie mobile, fie imobile, puteau fi transmise ereditar, așa cum o dovedesc prescripțiile legale. Serviciul militar intra adesea în sarcina acestor categorii.